Bună dimineața de la Valenii de Munte, Hotel Ciucaș, un hotel faimos pe timpul lui Ceaușescu, 3 stele. Da, suntem la Valenii de Munte și acum vom pleca spre o altă mină de aici din zonă, așa că stați aproape. Ajuns la Salina Slănic, Prahova. Vremea s-a schimbat oribil, sunt 9 grade. Eu am schimbat geaca și am și umbrelă, căci plouă mărunt. Dar am ajuns aici la Complexul Minier Unirea. Hai să vedem cum arată și această salină. Complexul Minier Unirea. Este vorba de Mina Unirea. Salina Unirea. Este și o pagină web, salrom.ro. Și este interzis accesul cu animale de companie. Avem în jur aici și stațiunea Slănic. Apropo, uitați să vă spun, biletul de intrare pentru aici în Salina Slănic Prahova este de 28 de lei. Înțeles că accesul mine se face cu microbuze, cred că acesta este unul dintre microbuze. Să ne urcăm. Salina Slănic Prahova, deci. Am intrat în Mina Slănic Prahova. Adevărul că am mers cu microbuzul vreo 20 de minute. Foarte lung, foarte lung tunelul de la intrare, de afară și până ce ajunge în mine. Salina Slănic Prahova este situată la aproximativ 100 de kilometri de București, într-un peisaj de o deosebită frumusețe, conferită de zona de dealuri acoperite de păduri foioase. Și cam așa arată mina. Fabulos. Fabulos. De mare și înaltă. Este o mină foarte înaltă și mare. Și avem aici probabil utilajele cu care se lucra și se lucrează, dacă se mai extrage ceva sare, echipamente electrice utilizate la exploatarea sării din Mina Unirea, Slănic Prahova. Aici, iar aici avem un strung folosit la modelarea sării. Iar în față aici avem o haveze, un utilaj folosit pentru tăierea sării la vatră, orizontal sau vertical. Ce vedeți în față este locomotiva cu acumulator LAM4 cu gabarit redus. Este destinată remorcării convoiului de vagoane prin galerii miniere. Interesant. Avem aici diferite echipamente utilizate de salvatorii minieri de-a lungul timpului. Avem măști de gaze, tuburi de oxigen, aparatură de prim ajutor folosită aici. Niște fotografii foarte interesante cu amintiri din trecut. Exploatarea sării cu muncitori și deținuți în Mina Mihai, Mina Carol și Mina Unirea. Se foloseau, deci, deținuți înainte, împreună cu muncitori. Avem aici un automat de cafea,
Lavața. Prețul unei cafele este de 3 lei, respectiv 2 lei. Nu e scump. Foarte înalt această salină imensă. Ce vedeți aici? Sunt flori de mine formate pe suport de lemn prin solidificarea apei sărate timp de 15-20 de ani. Sunt recoltate din zona de aici, din mina Unirea. Foarte interesant. Salina Slănic-Prahova sau Mina Unirea, cum îi se mai spune, este situată la o adâncime de 208 metri pe o suprafață de 53.000 de metri pătrați. Este cea mai mare salină din Europa și a fost deschisă spre vizitare după anul 1970. De menționat că spațiul excavat al salinei este de 2,9 milioane metri cubi de sare. Da, suntem, cum bine vedeți, la Salina Slănic-Prahova. Ce m-a uimit aici este că această salină este foarte înaltă. Foarte înaltă. Nu știu dacă cea mai înaltă din toate cele văzute până acum, dar este foarte înaltă și spațioasă. Da, și avem aici și un shopping center, adică un magazin care este deschis și cu ceva mese pentru servit, probabil o gustare, ceva. De fapt, aici, acum realizez, este apă, este un lac, un lac sărat. Și nu este o gaură, cum credeam eu. Iar aici, pe acest poduleț, se poate merge nu prea mult, până la mijloc. Fiți atenți ce frumos e în față realizat. Totul din sare. Iar aici este lacul sărat de care vă spuneam. Salina este formată din 14 camere în formă de trapez, având o deschidere la bază de 32 de metri, la tavă de 10 metri. În subteran este amenajat și un sanatoriu pentru bolnavii astmatici, cărora li se asigură asistența medicală de specialitate. Aerajul minei este natural, cu temperatura constantă în tot timpul anului de 12 grade Celsius. Începuturile salinei datează din jurul anului 1686, când spătarul Mihail Cantacuzino a realizat că în zonă există un zăcământ de sare și astfel, vrând să deschidă o mină, a cumpărat moșia Slănic, cum se numea atunci. În anul 1943 s-a deschis mina Unirea, având 15 camere, toate cu profil trapezoidal. Exploatarea s-a realizat până în anul 1972, moment în care
ea a fost destinată circuitului turistic și tratamentului medical sub supraveghere. Mina are o adâncime maximă de 217 metri, iar camerele sale măsoară 55 de metri înălțime, suprafața totală fiind de aproximativ 80.000 de metri pătrați. Avem niște vagoneți. În anul 1900 s-a introdus transportul sării din subteran către suprafață cu vagoneți speciali, ca cei care îi vedeți aici în imagine. Iar încărcarea sării în acești vagoneți se făcea manual. Iar în fața acolo cred că avem, dacă nu greșesc, planetarium, care am înțeles că e cel mai mare planetarium din România și e și subteran, la vreo 200 de metri. Să vedem dacă e deschis și dacă putem vedea ceva. Da, și acesta cred că este planetarium supernova și se aude ceva înăuntru, să vedem. O experiență foarte plăcută aici la Supernova Planetarium, este singurul din România, am înțeles. Foarte interesant. La acest planetariu foarte frumos, rulează câte un film la fiecare jumătate de oră, iar prețul de intrare la acest planetariu din incinta Salinei este de 25 de lei. Avem niște sculpturi. Aceasta este sala Genezei, una dintre cele mai spectaculoase camere din Salină, ce găzduiește busturile în sare a lui Burevista, Decebal și Traian, precum și alte sculpturi specifice. Ce am mai găsit interesant aici? L-am găsit pe Traian. De asemenea, l-am văzut și pe Decebal, dar să vedem cine e aici, întâi. E vorba de Burebista, cred. Și să-l salutăm și pe Decebal. Foarte frumos făcut aici. În Salină, iar acesta este Decebal, foarte ingenios și frumos în același timp.
Ce pot să zic despre această salină la final? E mare? Da, e mare. Mai mare decât mă așteptam. Merită văzută? Cu siguranță. Pentru 28 de lei, merită văzută. E frumoasă, mare. Aveți ce vedea. Și ne îndreptăm acum spre ieșire. Ieșirea din salina Slănic-Prahova. Sper că v-a plăcut. Cât despre temperatură, aici în salină mi s-a părut mai frig decât în celelalte saline. Chiar mi-a înghețat nasul, de-aia am luat și altă geacă. Aceasta a fost vizita noastră aici la salina Slănic-Prahova. Am văzut și planetariu, am văzut mai multe, foarte frumos și acest loc. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe și dați un share la acest video, pentru ca să ajungă la cât mai multă lume. Aceste fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem curând.